dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să gătesc iubitului meu pentru 24 de ore. Eu de obicei gătesc, dar de data aceasta o să vă iau cu mine să vedeți ce-i gătim, să vedem dacă o să-i placă. Pentru că de ceva timp ne-am apucat de mâncat mai sănătos și mi-am adaptat așa rețetele la un stil de viață mai sănătos. Haideți să vedem cu ce începem. Bun, acum o să punem niște ouă la fiert, așa frumos. Le punem aici în apă. Gata, și acum o să așteptăm să se fiarbă. Pe lângă o să tai niște telemea din lapte de capră. O să punem niște prosciutto crudo acolo și un castravete și poate și niște roșii, o să vedem. Și eu o să vă arăt cum arată la final. Bun, cam așa arată până acum. Arată destul de bine. Este foarte, foarte sănătos. Uite câte legume avem. Și mai trebuie să curăț ouăle și să le pun aici. O să le pun chiar aici în mijloc pentru plating, așa să arate bine. Și tadam, ăsta este rezultatul final. Arată delicios. Hai să vedem dacă o să-i placă și iubitului meu frumos. Uite ce ți-am adus. Mulțumesc, iubire. Ia uite ce bine arată, ce colorat e. Deci ce sunt astea? O fierte, ardei, castraveți. Asta e prosciutto crudo. Da, și telemea de capră. E un pic cam mult de telemea, dar e ok. Lasă că da. E dimineață. Da. Dimineață, ora 2. Da, e ok. Mulțumesc frumos, iubire, dar... Haide, trebuie să și guști. Acum stai. Acum gust. Vezi că îl arde. Mm-hmm. Ia și ceva de pe lângă. Mm-hmm. Deci îți place, da? Mm-hmm. Ce notă îi dai? Nu e nimic sofisticat aici. Nu. Super, poftă bună! Mulțumesc! Bun, aici somon și haideți să facem somonul ăsta. Mie îmi place foarte mult somonul, sincer, chiar iubesc somonul. Dar mai întâi de toate trebuie să ne spălăm pe mâini. Dar nu poți să gătești fără să te speli pe mâini, nu știu, eu sunt obsedată să mă spăl pe mâini. Mamă, arată foarte bine, foarte, foarte bine. Așa, și lângă somon mă gândeam să fac o sălețică cu avocado. Eu o să pun și mango în salata mea, dar lui nu-i place mango în salată, nu înțeleg de ce, dar mie mi se pare o combinație tare și o să mai pun și avocado. Avem aici peștele pe care o să-l condimentăm bine, bine, dar înainte de toate o să-l spăl. Bun, am spălat somonul și acum o să pregătim ingredientele care să-i dea gust. Avem aici piper, avem sare, nu știu, sarea asta îmi place super mult. Eu iubesc sarea de Himalaya și mai avem și chili. Nu știu, chili mi se pare util în orice faci, efectiv. Îmi place să pun chili pe toate mâncărurile și avem aici usturoiul pe care o să-l curăț și o să-l punem în tigaie să dea gust bun somonului. Și mai avem lămâi și unt. Hai să curățăm usturoiul. Mă enervează faptul că nu am clește de usturoi. Tot am zis că vreau să iau, dar nu am reușit să ajung, așa că o să tai mărunțel usturoiul și o să-l pune acolo în tigaie să dea gust bun. Mie gătitul mi se pare foarte, foarte relaxant. Chiar îmi place să gătesc. Și cel mai mult îmi place să gătesc paste. Ignorați house-ul din bucătărie, dar așa se întâmplă mereu când gătești ceva. Cred că știți și voi. Ok, o să pregătesc toate astea și revin când preparăm somonul. Așa, înainte de toate o să-i facem un masaj somonului cu ulei de măsline. Nu știu, eu folosesc doar ulei de măsline, sincer, mi se pare mult mai sănătos să folosești ulei de măsline. Așa că, la orice mâncare, folosesc doar ulei de măsline. Nici măcar nu am ulei normal în casă. După ce am făcut masaj bine, bine somonului, o să punem piperul. Nu știu, îmi place să fie condimentat, să se simtă. Punem sarea. Și acum o să-i mai fac așa un pic de masaj să intre condimentele bine în carne. Și hai să ne apucăm acum de gătitul somonului. Și o să punem untul. O să pun destul de mult unt pentru că sunt destul de măricele bucățile. Așa, ia uitați-vă cum se topește aici untul. Acum o să adaug usturoiul, dar nu o să-l las mult. Dane, deci nu aveți idee ce miros frumos este aici. Miroase minunat. După ce se prăjește puțin, o să adaug lămâia. O să punem puțină lămâie. Și punem frumos peștele.
Bun, cam așa arată. E băgat, am căput doar un somon și o să, când se revin după ce termin de făcut somonul, să facem și salata. Bun, deci aici am o salată cu mango și avocado, care este a mea, pentru că mie îmi place mango în salată. Da, sunt o ciudată, știu, mulțumesc. Și aici este salata iubitului meu, care este doar cu avocado, pentru că nu-i place cu mango. Avem aici somonul, care arată foarte bine. Sper că este și bun. Hai să facem platingul și să vedem. Ta-da! Da, arată foarte bine, iubire, mulțumesc frumos. Wow, da. Hai, gustă. Gustă acum, stai așa, hai să vedem. Ți-am făcut și salată cu avocado, eu mi-am făcut și cu mango. Ok, stai așa, hai să vedem. Bun? Îți place? Foarte bun, mulțumesc frumos, iubirea. Mm-hmm. Chiar arată bine, mama, abia aștept să mănânc și eu. Da, deci ce note dai? 10. 10? Da, da. O steluță? Da, cu steluță. Mulțumesc, poftă bună. Mulțumesc, iubirea. Următorul preparat este această supă cremă. Știu că arată un pic dubios supa asta, dar vă garantez că este foarte, foarte bună. Este de legume, tot ce trebuie, sănătoasă. Da, arde puțin, că am încălzit-o. Deci? Îți place sau nu? Păi vorbește! Îmi faci poftă, stai și mănânci în fața mea. E foarte bună. Mamă, cât de bună e, nu pot să cred. Wow, ce bună e. Mă bucur că îți place, poftă bună. După ce mănânci o să-ți pregătesc o gustărică. O gustărică? O gustărică, da, așa de dietă. Îmi zici ce gustărică îmi pregătești? Nu, o să afli. Termină-ți supa și vezi după. Îmi place vlogul ăsta pe care îl filmezi, chiar îmi place. Da, da, vezi că îți fac mâncare sănătoase, nu îți fac prostii. Bun, acum urmează să facem o gustărică și avem nevoie doar de două chestii, și anume de banane și orice tip de nuci, migdale, caju, nu știu. Avem aici banana pe care trebuie să o desfacem. Asta este o gustare mai sănătoasă, să spun așa. Acum o să mă pun să tai banana feliuțe. Și o să folosim mixul ăsta pe care l-am luat de la Lidl cu tot felul de nuci. Și o să punem câte un fel de nucă peste fiecare banană. O să punem toate astea și o să revin cu rezultatul final. Ta-dam, cam așa arată. Este o gustare simplă, sănătoasă și ușor de făcut. Acum hai să vedem dacă o să-i placă ceea ce am făcut aici. Așa, ți-am făcut o gustare sănătoasă. Ești pregătit? Așa, da. Ia uite, banane cu nuci, tot felul de nuci. Am pus caju, nuci, alune, tot felul. Ia gustă, să vedem. Stai așa, am luat furculița. Nu trebuie furculiță, se ia așa. Trebuie, uite așa. Facem nu așa. Merge așa, bine. Da. Trebuia să pui și miere peste tot așa, știi? De ce? Nu știu. Hai să vedem cum e și cu nucă. Da, da, e foarte bun. E bună și e ușor de făcut și sănătoasă. Da, nu cred că am cum să mănânc atâta. Păi lasă că o să iau și eu câteva. Da. Așa, deci ziua de astăzi s-a încheiat. Nu, cele 24 de ore, practic. Ți-am gătit destul de multe chestii. Da. Și spunem care a fost preferata ta. Somonul. Da, și mie mi-a plăcut. Vrei să-ți le pun, gen, să le fac un clasament? Da. Bun, deci somonul primul loc. Așa. Ouăle fierte cu, așa, un ardei iute, un castravecior. Nu e ardei iute, e ardei gras. Ardei gras, așa, pardon. Păi da, după, deci așa, vine supa, după vine supa cremă. Și acum astea. Și acum desertul ăsta. Dar bine, toate au nota gen nouă, adică îmi plac toate. Da, dar... înțeleg, da. Na, îmi place și ăsta. Dar nu știu, adică nu e o mâncare neapărat gătită, știi? Păi da, da, e o gustărică. E o gustărică, da, e bun. Sănătoasă. Da, 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 e foarte. Mai ales că ești la dietă acum. Da. Da, sunt la dietă, fraților, fiindcă... Nu, vreau să slăbesc. Deci dacă se strâng 20.000 de like-uri la acest videoclip, o să facem și partea a doua în care îi gătesc iubitului meu. Păi cam atât ar fi fost și cu acest videoclip. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și un follow pe Instagram. Și ne revedem data viitoare cu un nou vlog. Vă pup, pa, pa!